Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Săptămâna asta ați văzut, am preferat să vorbesc cu oameni decât să mai vorbesc eu singur. Pentru că, e enervant. Enervant pentru că în România, fără să vrei, nu ai mai mult de două subiecte pe săptămână. Restul se repetă. Sigur că ăla care intră la DNA nu e mai ăla de săptămâna trecută sau ăla de, mâine. Dar tot o repetiție a porcăriilor care se întâmplă în politica românească rămâne săptămâna. Și atunci am zis, ia să vorbim noi, că tot au clamat partidele. Domnule, o să ne înnoim, o să vedeți alte fețe, o să vedeți alte nu știu de care și nu știu de care și nu știu de care. Ia să vorbim atunci cu alte fețe, tată. Și vă prezint oameni care au făcut primul partid, așa numit local, cu aspirații locale, să înțelegeți, cu soluții locale la problemele locale. Termenul e un pic așa mai ca acum amestecat în limba română, dar este obligatoriu pentru că noi ne-am obișnuit cu monopolul marilor dinozauri ideologici din România. Și atunci povestim cu Dan Mașca, Partidul Oamenilor Liberi din Târgu Mureș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și cu Marc Cristian Herman, antreprenor și, nu știu cum să-i zic, cam de pe acolo. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara! Eu aștept! Guten Abend! Să faci primul partid politic din România care vine pe o dare de pereți a legii existente înainte, acea lege absolut fenomenal de tâmpită, cu 25.000 de membri, cu nu știu câte 18 județe plus București, tu când în Rusia trebuiau 10.000 de membri, în Rusia lui Putin, aia urâtă. 40.000 trebuia în Rusia, să știi. În ultima vreme? Da, 40.000 până în 2012. În 2012, urmare a recomandării Comisiei de la Veneția, Rusia a decis să reducă la 500 de semnături în 2012. Da. A avut în perioada în care 40. Eu am încercat să pun Liga Transilvania Banat, aveau 10.000. După au plecat la 14, la 40, așa că s-o speriat. Indiscutabil. Deci a fost, da. Și ce este interesant, că de fapt acele 25.000 de semnături, care spui tu că au pus, tot timpul, lumea, ca să înțeleagă, lumea tot timpul a fost într-o lege, legea partidului, trei membri fondatori minim, tot timpul. Doar că ei, în 96, pentru prima dată, nu știu cine s-a gândit atunci, au zis, dacă cum vrea vreodată, Marc, Sabin și cu Dan se vor întâlni și vor dori ei, că au interes ei, Mureș și în Cluj, sau numai aici, da, în Secuime și în Ardeal, să facă o mișcare a lor ca să facă Ardealul mai frumos. Nu, ei să nu mai poată să facă fără să mintă și să aibă nevoie de bani mult. Și au zis în 96, pentru prima dată, aveți nevoie tot de minim 3 membri fondatori, noi 3 puteam să fim aia minim 3, dar voi ăștia 3, chiar dacă vreți să faceți la Zau, la Târgu Mureș, la Cluj, atâta filiale, 3 filiale aici, în 2 județe, vă mai trebuie încă 10.000 de semnatari din 21 de județe. Plus București. Da, obligatoriu București, da, plus București. Iar în 2002, deci studiu comparativ făcut pentru că ai căutat să vezi, totuși, de ce nu reușim noi să ne guvernăm mai bine comunitățile? Da? Deci, tot timpul ai căutat. Unii doar, inclusiv jurnaliștii, stăteau, domnule, nu apar oameni noi. Dar nu au mers mai departe să caute, oare de ce nu apar oameni noi? Da? Și în 2002, PNL-ul cu Tăricianu, Valeriu Stoica, Paula Șoti, Chiliman, Paul Păcuraru, au propus, au zis, nu mai ajung ca ăștia trei de aici de la masă, nu mai ajung să ceară doar 10.000 de semnături din 21 de județe, minim 300 pe județ, plus București, cum zici tu. Noi propunem să fie 50.000 de semnături din 18 județe. În 2002 era președintele României Ion Iliescu. Cine crezi că a trimis înapoi Parlamentului propunerii făcute de peneliști? Și să spună, domnilor, nu se poate că nici cea mai antidemocratică țară din fostul bloc sovietic nu are 50.000 de semnături necesare. Era Rusia cu 40.000 atunci, în 2002. Primarul Boc, al Clujului, era membru PD atunci, în Parlamentul României, deputat. Și cadru universitar pe democrație, pe constituțional, la Babeș-Bolyai. Stenograma din 26 noiembrie 2002. Mi s-a descărcat telefonul acum și n-am pus să-ți o trimit. Spunea, eu ca profesor care studiez și presupun că studiază inclusiv drept constituțional comparat, știu că în vest doar 2-3 oameni pot să pornească așa zisele
mișcări de la firul ierbii, traduse din englezul grassroot. Dar totuși, haideți să mărim bariera, de fapt, pe zi. Și în 2003 s-a votat de la 10.000 de semnături în 96-2002, la sugestia lui Ion Iliescu, să nu fie 50.000 și au ajuns la un compromis PSD-ul, PD-ul la 25.000 în 18 județe. Știu. Și m-au sunat atunci cu mare fericire. Na, băiatule, mai fă-ți tu partidul regional, că acum am pus că trebuie să ai din 18 județe și Transilvania și Banatul n-au decât 16. Ai văzut. No, tu știai asta, ai ținut-o pentru tine, că nu ne știam. Și la Târgu Mureș, da? Un antreprenor, eu sunt un, ți-am zis înainte de misiune, filantropo-capitalist antreprenor, cu liceu absolvit aici pe calea Turzii, am fost ultima generație din Mureș care a avut informatica trimisă la Cluj, după care la Papiu s-a făcut prima jumătate de clasă de informatică. Am mers mai departe pentru că noi făceam în Târgu Mureș, eu sunt foarte, să zic așa, comunitar. Cea mai mică minoritate din România este individul. Corect. Bun, de acolo plecăm. Și atunci am căutat și am făcut proiecte în comunitate, desene animate, benzi desenate, de care le vezi pe revista Tuș.ro, sunt la Liber. Ca manager de firmă român, aveam și am peste jumătate din colegi maghiari. Bogăția am creat-o cu maghiari împreună. Și atunci am, ca român, am zis, eu traduc poveștile și poeziile de pe revista atunci și în maghiară. Fac alte și cu tare. Și am mers și am arătat, uitați, noi putem să facem doar noi acasă, românii, maghiarii, sași, evrei, romii, putem să facem povești doar în Târgu Mureș. Nu avem nevoie nici de Cluj, nici de București. Corect. Nu interesau. Putem să facem, am făcut manuale de clasa 1, 2, 3, acum am lansat de manuale de clasa 11, digital, pe educație-mureș.ro. Și la fel am spus, uitați, putem numai noi acasă, cu profesori de acasă, facem asta, nu-i interesa. Și la un moment dat a venit un orădean care a făcut doctoratul în Olanda și Statele Unite, a prins un an de zile un contract la o fabrică de lapte din Târgu Mureș și mă vedea pe Facebook, a văzut revista pentru copii și el zicea, da, n-aș mai vrea să plec din țară. Hai să facem ceva, că poate în anul ăsta reușim să facem ceva și eu să rămân acasă, că nu mai vreau să plec, eu vreau să fac aici, pentru că aici avea o prietenă, a lui era un guroaică din zona noastră, cu care s-a și căsătorit între timp și are o fetiță. Și am ieșit la un ceai cu el și a zis, în Olanda, am văzut că ai revista Tuș pentru copii cu benzi desenate, cu povești, cu de toate. Face, în Olanda s-a făcut într-o mică comună o mișcare a povestitorilor de fericire. Și au zis așa, în comuna lor, oameni buni, dacă ne veți vota pe noi la alegerile locale, în comuna noastră, din bugetul local, noi o să propunem și o să votăm bani ca să se scrie pentru copiii noștri din comună povești de fericire. Este studiu de caz în Olanda. Și au ales doi consilieri locali din mișcarea povestiri de fericire din Olanda. Îți dai seama că astea sunt SF-uri pentru noi. Și i-am zis, mai avem revista Tuș, cu povești, cu poezii, benzi desenate, am făcut Arapal, benzi desenate, am făcut la maghiar, există ceva, Prințesa Ana, deci o poveste populară maghiară, am făcut-o și aia, benzi desenate, am tradus-o pe lângă română și maghiară, dacă noi avem prieteni plecați în vest, care vorbesc franceze cu tare, dacă te întreabă un prieten englez, german, francez, Sabin German, dă-mi și mie o poveste contemporană, să o citesc pe online, contemporană, cu dramaturgi, cu scriitori și cu ilustratori care trăiesc lângă tine, Târgu Mureș, în Cluj, oriunde în țara aceasta. Ce-i dai? Da. Și aici am făcut-o și în germană și franceză, da? Și engleză tot ca să facă. Și când am dat, pentru prima dată, după 12 ani în care eram implicat în comunitate, am zis, mă, hai să fac partidul acesta al povestei de fericire din Târgu Mureș. Pentru că noi avem toate făcute ca dovadă că putem doar noi, târgu mureșenii. Păi n-avea siglă, practic, dar avea tot. Și atunci am adus legea. Eu nu te știam pe tine, numai că te citeam, eu nu pricepeam. La începutul, când tu toți povesteai de autonomie, de cutare, eu eram, de fapt, necunoscător. Când nu cunoști, de fapt, iei decizii proaste. Și pe asta s-au bazat ei. Lasă-i pe oameni proști, neinformați. Pentru că în felul acesta, acei oameni o să se lase ușor, pentru că nu cunoști. Ți este frică, că nu știi să noți, este frică să te duci în apă. Îți dai seama ce ar însemna, eu mă duc acum pe ideea ta și o să trec și la Marc, ce ar însemna ca să poți face în comunitățile locale lucruri care să-ți meargă la istoria locală, la cultura locală. Eu mă gândeam, în timp ce îmi povesteai tu de căutători, povestitori, fericire, mă, deci înțelegi? Deci eu mă gândeam cum s-ar putea face un partid la ZAU unde ai cea mai mare rezervație din Europa de tenuiforia. De bujor de stepă. Ai castelul ăla pe care ăștia de la Consiliul Județean din Târgu Mureș cred că își fac slujbe în fiecare seară să dărâme odată. Ai lac. Ai o grămadă de...
Pentru că îți dai seama ce ar însemna să pui copiilor pe tavă, câte rădăcini ai crea identitar vorbind, care după azi merg la social, la economic, la cultura asta, arătând că asta e... Asta e comunitatea, asta e istoria, da. În timp ce povestea, eu mă gândeam la... Există un personaj în Zau, un personaj senzațional, omul care a fost custodele acelei rezervații de Bujor de Stepă și deja a intrat în legendă, s-a dus acum câțiva ani, avea o bibliotecă cum n-are nimeni pe Valea Mureșului, câteva mii de volume, inclusiv în bucătărie avea omul în căsuța lui de la țară. Și când a venit Alexandru Borza, omul care a făcut și care îi poartă numele Grădina Botanică, la Zau în anii interbelici, zicea, domnule, comoara asta, pai ce brău, pare că se va distruge, vorbea despre bujori. Și copilul ăla mic, Marcus Încrean, era atât, a zis, nu te cheme. Vezi, asta e deja o poveste locală care, și atenție, a ajuns timp de 60-70 de ani, până la 90 de ani s-a ocupat de rezervație. Asta e o poveste locală prin care tu chiar poți să creezi niște rădăcini identitare cum n-ai mai văzut. Și, nu ți le creează imnul de stat și nu știu care. Tot. Transmiți despre bujori. Transmiți. Nici măcar nu trebuie să le creăm, le avem deja. Păi le ai și le pui, exact cum zice el, bă, dă omului lucrurile de care are nevoie. Nu îi băga tot felul de porcării de care e departe. Tu ești antreprenor. Da. Nu zic cum de a face. Noi oricum colaborăm și pe Facebook și pe toate nebuniile astea care implică ce? Odată mirări și odată indignări. Te miri ce se poate face din țara asta și ce bijuterie poate să facă și te acoperi de indignare când tată, dar chiar nimic, nici măcar atâta, lucrul la care nu trebuie bani, nu trebuie fonduri europene, nu trebuie decât atâtica bună credință. Cât am pus eu punctul ăsta? Puf! Dacă ai atâta bună credință, ai schimbat România. Ori, tu vii dinspre mediul de afaceri. Ca să faci ce? Partidul Oamenilor Liberi în Târgu Mureș vine pe niște proiecte. În România nu s-a mai auzit de chestia asta. Sunt SF-uri, clar. De jumătate din telespectatori zic eu că se uită și o să zic așa. German e cu doi turbați la masă, dar prima dată o turba German. Cum adică să facem noi asemenea chestii? Să nu fim un pic de naționalism? Un pic de... să auzim de ăla că e mai turtă decât ălalalt, să nu dea în gură la nimeni, să un pumn în gură, o chestie. Noi ne cunoaștem de 17 ani, noi doi, și cred că din această privință, cu 17 ani am rămas mai săraci. Da? Deci, în loc să evoluăm într-o direcție care să ducă spre normalitate, noi vedem numai că acea falie pe zi ce trece este tot mai largă și mai largă. Da? Dacă ne raportăm acum strict la comunitatea română și maghiară din Târgu Mureș, ce vedem? Situația de astăzi este undeva comparativ cu anii 90, cam tot acolo de unde am pornit. Am evoluat, am făcut o urcare cât de cât și am coborât iarăși la același nivel. Deci, dacă ne raportăm iarăși la Târgu Mureș și ne gândim că și din perspectiva ultimilor 16 ani legat de munca municipalității și din perspectiva celor 26 de ani, de exemplu, acest conflict, să-i spunem pe nume, dacă este un conflict între comunitatea română și maghiară, care de altfel, din punctul meu de vedere, nu este un conflict neapărat real, este unul alimentat de sus, este alimentat de anumite interese politice și niște oameni care trăiesc foarte bine tocmai din aceste conflicte. Deci am ajuns la o enclavizare mentală, dacă ne gândim. Ori această enclavizare mentală, pe noi, raportat la comunitatea noastră mică din Târgu Mureș, cu 130.000 de oameni, ne-a izolat inclusiv pe plan economic. Deci dacă tot ai făcut referire la antreprenoriat, da? Eu m-am întors în țară după 7 ani și în 2008 mi-am deschis o firmă de la zero. Lucrez în consultanță pe domeniul securității în muncă. Am lucrat numai pentru clienți străini. Am adus bani cu nemiluita în economia națională, cu un mic IMM, cu doar câțiva oameni, inclusiv membrii de familie. Noi am adus de afară 1,5 milioane de euro în comunitate. Aici ne-am plătit taxele, impozitele până la ultimul leu. Și când te gândești că ai vrea să investești ceva pe plan local, te uiți în jur și îți dai seama că n-ai în ce, n-ai ce face. Adică ai avea în ce, dar peste tot ți se pun bețe în roate. Asta e una la mână. Asta în România e sport național. Dar vezi, vorbeai de conflict între români și unguri și iarăși mă duc la Dan Mașca. Cred că cea mai bună împăcare e cultura, tată. Hai să ne amintim
Și noi suntem nebuni. Democrația, în loc să ne arate ce-i bun, ne-a arătat cam pe unde ar trebui să ne regăsim frustrările. Hai să ne amintim, înainte de 89, pe contact ești român sau ungur când puneai mâna pe un neoton familia pe un disc. Bă, tata era acolo, toți erau rockeri și pluteau pletele alea tunse scurt. Așa, asta era moda obligatorie. Nu spuneai problema. Eu n-am știut că eu sunt român și Ghezoi ungur, cei mai buni prieteni ai mei, cu care, bă, știi ce făceam? Poștăream țigări în spatele liceului. Nu ne-am pus niciodată problema că eu sunt român și tu ești ungur. Dimpotrivă, ce bine îmi pare că bem de două ore șampanie dacă mergem la Revelion. Ce bine îmi pare că eu am Paștele acum și tu Paștele mai încolo, că facem de două ori chef. Mergem de două ori laudat. Niciodată nu s-au pus problemele astea în comunitate până n-au fost activate ideologic. Eu am nevoie de voturi acolo, îți gândăresc partea aia. Eu îți gândăresc partea alaltă să-mi vină. Asta e nebunia. Și nimeni nu și-a pus o întrebare esențială. Cum a venit 20 martie în Târgu Mureș la doar o săptămână după ce s-a cerut în proclamația de la Timișoara punct 8? Nimeni nu și-a făcut. Da. Să trăiască domnul Măgureanu, nu-i așa? Și de ce tu, iarăși, povestea ce o spui tu, eu îți spun direct, nu ai mers mai departe, din vari motive, nu să nu se discutăm, nu ai mers mai departe să cauți acea rădăcină, adevărul de fapt. Că suntem creștini, nu suntem creștini, scrie în Biblie până la urmă ceva de genul, caută adevărul și adevărul te va salva. Sau dacă ești agnostic, poți să zici, cunoaște continuu, pentru că cunoașterea te salvează. Nu, marea majoritate dintre noi, trebuie să ai în față un singur antreprenor din România care a militat pentru ce? Tu ai spus democrație după 89. Până în 89, în Constituția României scria, România este o democrație socialistă. Da? După 89, de asta tu faci o comparație, este o comparație greșită, pentru că după 89, România nu a avut și nu are nici astăzi nici o fărâmă de democrație occidentală. Și, de fapt, după 45 de ani de democrație populară, comunisto-socialistă, în 89, povestea pe care am descoperit-o acum 4 ani, deci, și pentru mine este dureros că acum 4 ani aveam 41 de ani. Deci la 41 de ani, de fapt, căutând, am găsit, de fapt, de ce suntem unde suntem acum. Și după 89, de fapt, povestea așa. Știi foarte bine că au venit multe ajutoare din Occident, pentru că Occidentul, văzând revoluția la televizor, au venit și au fost buni la suflet să ne ajute. Dar ce ne-au dat ei? Ei ne-au dat niște pește, să zic așa, și nu undiță. Pentru că nici ei nu știau ce înseamnă democrația socialistă. Noi, nu știam că noi habar n-am să pescuim. Așa este și noi, de fapt, după 89, știi bine, am ieșit maxim cu mașina cu Dacia, dacă aveam părinții care ne-au scos, până maxim în Berlinul redegist. Puteai să mergi. Aia-s fericiții. Care am și, da? După 89, noi având ghinionul ca România să aibă, știi foarte clar, cel mai dur comunism, față de Ungaria, față de Serbia, fosta Iugoslavie, nu se compara cât de... Capitalism. Deci părinții noștri, bunicii noștri, nu aveau cum să ajungă la informații ce se întâmplă vest. După 89, de la academicieni în jos, până la măturătorul de stradă în orice comunitate, sau alți oameni, homeless, cum le zicem acum, niciunul dintre ei, niciunul, n-a zis, oameni buni, democrația socialistă a pierdut lupta cu cea occidentală. Da. Noi când pierdem un meci de fotbal, sau avem un contract pe care îl pierdem la ceilalți, da? Noi ce facem? Facem un studiu și stăm, mă, de ce am pierdut meciul? Și facem, da, ne uităm la următoarea vizionare după meci ca să luăm decizii bune ca următorul meci să-l jucăm mai bine. Noi nu am stat jos de la mari intelectuali și oamenii din mediul academic și nu numai să spună, dacă am pierdut cu democrația occidentală, atunci haideți să vedem de ce am pierdut-o. Ce înseamnă democrația occidentală? Și înseamnă libertate politică și libertate economică. Din ce se compune libertatea politică? Noi trebuia să mergem la seral toți la cursuri și să ni se predea ce înseamnă libertatea respectivă și să nu inventăm coada la prună. Pentru că noi am făcut legi originale românești care a creat 25 de ani de democrație originală românească. Nu a avut România nicio zi democrație occidentală, pentru că, de fapt, nu omul este sistemul, ci legea. Și ceea ce americanii spun rule of law, de fapt, legea a făcut ca în 2016 UDMR-ul să spună ungurilor, votați ungurul, să nu iasă românul iarăși. Iar românii, șeful PSD-ului, de exemplu, Mureș, să spună acum două săptămâni în conferință de presă, să formăm, după ce a fost marșul secuilor din 10 martie în Târgu Mureș, să formăm UDMR-ul românesc.
Deci în 2016 se discută în România, în Târgu Mureș, de a vota pentru că ăla e român și că ăla e maghiar și nu pentru că este bun cetățean care a creat bogăție etică și are viziune. UDMR-ul române ce? O coaliție între Partidele Românești ca să susțină primarul român. Deci nu contează dacă e deștept sau prost, contează să fie român sau ungur. Te-ai întrebat vreodată de ce în Târgu Mureș și în Secuime, la locale, te-ai gândit vreodată în comunitățile de maghiari? Pentru că eu am descoperit asta tot cu studiul comparativ, că în 2012, când am descoperit înainte de alegeri, eu având bani, tu știi bine, când ești un bogat cu bani, cu de-asta, zici, bine, bă, ce-s banii aceștia? 25.000 de semnături pe le strângem, nu? Dar eu m-am născut în Cucerdea, în Mureș. Maică mi-era acolo asistentă medicală în 70, era broscăriță, așa spunea la băiatul din Cucerdea, spune broscar, că erau crași de broască în valea Cucerzii, când era apă în vale. Și au zis să nasc acolo la dispensarul din Cucerdea, care avea o moașă la un fel de maternitate a dispensarului. Și m-a dat exemplu acolo, da, și zic, m-am născut în Cucerdea în 70. Nela lui Boldașu, care a rămas acolo, că nu putea să plece în Italia și Spania, că avea mama bolnavă și o să aibă grijă de ea. El cum poate să facă mișcarea cucerzenilor care să aibă grijă de valea unde sunt crași de broască? Nu poate. Dar cel din satul Roșia Montană, că e satul Roșia Montană, cum va putea să facă mișcarea lui să-și apere comunitatea, clădirile vechi, istoria comunității și să nu fie poluat? Nu va putea. Dar cel din Bucovina, dar cel din Maramureș, dar cel din, nu știu, din sud, din Oltenia. Nu poate. Da, și dacă nu poate, atunci are vreo șansă, vreo mișcare făcută pe minciune? Că eu nu știu, 25.000 de oameni în 18 județe și dacă mă duc să-i cumpăr cu un deț semnătura, că sunt oameni săraci și găsim cu un leu dețul la țară, eu ce fac atunci? Creez o mișcare care se bazează pe minciună și devii ca ei. Nu poți. Iar UDMR-ul, de fapt, a distrus maghiarimea. Și Marx știe povestea noastră. De ce? Pentru că această democrație originală românească a zis așa, noi românii dăm minoritarilor drepturi speciale. Nimeni nu s-a uitat să vadă dacă de la vest de România încolo, până în Marea Britanie, vorba aceea, Magna Carta și așa mai departe, da? Oamenii aceia au dat vreo lege originală ca noi la minoritari ăștia noștri. Nici o țară. Ce-au făcut ei? Au zis așa, Marc, tu care ai sânge de român, ungur, și sas, german, și ții aproape de maghiar. Și un pic de oltean. Și un pic de oltean, să se mai departe, da? Tu, dacă vei dori, dacă stătea Marc într-o comună care avea 95% maghiar, cum avem noi Mureș, doar un MR-ul ca ONG poate să depună o listă de 20 de oameni, listă de consilieri a lor. 20 de maghiari din 5.000 de maghiari din acea comună, înseamnă că mai rămâneau 4.980 de maghiari cu drept de vot. Alți 20 de maghiari, care nu le plăceau consătenii lor care aveau, ziceau, noi vrem să facem asta, dar mărim taxele locale. Alți 20 de maghiari, aceiași maghiari, de 25 de ani, UDMR-ul a menținut, împreună cu majoritarii PSD-și PNL-iști, au zis, dacă marc încă doi maghiari care vor să pornească mișcarea lor și se convingă în timp încă 20 să pună o listă completă în comuna aceea, ei nu pot să depună ca ONG. Nu, trebuie să-ți încalci și cizmele de cauciuc și să strângi 25.000 de semnături. Evident, asta e legea partidelor care a fost tot în penie. Deci, dar maghiarime, UDMR-ul, nu, mai puțin, UDMR-ul spune, domnule, noi vrem niște drepturi pentru maghiarime. Eu ca român, așa zis majoritar, cum să respecti o organizație care creează maghiari de categoria a doua în comunitățile lor și care susține, inclusiv când am făcut lobby, să susțină UDMR-ul, să spună, bă, dacă tot luați bani de la Budapesta, că noi spunem că suntem prima mișcare a comunităților din România, din Târgu Mureș, să zic așa, fără șef la București și Budapesta, din istoria noastră. Dacă tot luați bani de la Budapesta, că Budapesta susține mai greu în afara granițelor. Deci, mergeți mai și vedeți că în Ungaria, la locale, românii din Ungaria pot să depună listă ca ONG fără să aibă partid, mă. Și care chiar aleși acolo. Da, deci fără să aibă partid și nu crea nimeni din guvernul maghiar pentru românii minoritari din Ungaria să spună, doar organizația românilor din Ungaria poate să pună listă ca ONG, iar alți români care nu sunt de acord cu la locale cu acei oameni din organizația respectivă, trebuie să-și facă partid cu 25 de semnături. Asta a fost o șmecherie și o să-ți arăt. E de comentat. Hai să ne uităm. Dă-mi, te rog, pozele alea cu DMR1, DMR2. Ca să știm pe ce vorbim și punem-le acolo frumos. Pe ecran. Că până la urmă se creează niște monopoluri. Pe ecran aveți, dăm te rog prima poză. Ăsta e un protocol. Prima poză, dăm eu mai numai asta.
O să vedeți un protocol semnat între PDL și UDMR. Domnilor, în 2010, noi stăm acolo, ne dăm mâna, că vine campanie electorală, dacă iese totul bine, acum dăm pagina a doua. Păi uite cum merem noi și ne punem oamenii. Tu la îmbunătățiri funciare, eu la Poșta Română, tu acolo, eu acolo, tu acolo, eu acolo. Adică, bă, tată, voi v-ați gândit vreo clipă că s-ar putea să nu aveți oameni pregătiți pentru chestia asta? Sau pregătiți înseamnă numai să aibă carne de partid? Ori aici aveți de luptat, tată, cu mentalitatea. Pentru că, știi ce mi-a zis atunci cu Liga Transilvania Banat când m-a scos în afară lege? Bă, dacă ieșea scandal la Satul Mare cu Congresul de Mere, te lăsam și pe tine să fii partid. Așa s-o liniștit apele, Tăcheș nu-i mai dă în gură lui Marco Bello, Marco Bello nu-i mai dă un șut înficat la Tăcheș. Stai și tu, ai răbdare, las politica e pentru noi. Ori, tu ca antreprenor, în mod normal, ar trebui să fii blocat la asemenea poze. Adică tu îți dai seama că, indiferent unde mergi, tu te întâlnești cu oameni din partide. Om care e pus acolo ca să ce? Nu știu, ca să ia un salariu mai mare. Zim, repede, că după am luat publicitate. Păi suntem buni numai de plătit taxe, în primul rând. După aceea vin alegerile, trebuie să radicalizăm ambele tabere, românii cu românii, maghiarii cu maghiarii, cum ai spus și tu. Eu am văzut material în care tu zicea, iar ai făcut naționalist, prima dată o scris bine de tine și când o văzut că ești apropiat de Partidul Oamenilor Liberi, hopa, ăsta e periculos. Mai ales că și unguri. Ziarele ungurești scriau despre tine așa. Bine, la noi în România, delațiunea, discreditarea omului nou care a apărut pe scena, nici măcar nu politică, comunitară, a devenit un sport național. E greu, te cam încearcă când vezi asemenea lovituri sub centură, dar asta e. Cine și-a asumat rolul de cal, trebuie să tragă. Cred că 12 săptămâni până la alegeri vom face față cumva și acestui fenomen. Dar eu știu ce nu înțeleg. În loc să se bucură ăștia că apar mișcări locale, cu care pot colabora. Domnule, uite, eu sunt Partidul Național, proiectul meu, sau nu știu, în concepția mea de stânga sau în concepția mea de dreapta, orașele se pot dezvolta așa, așa, așa. Aș fi interesat să colaborăm în proiectul cu tare, cu tare, cu tare. Eu acolo văd viitorul, tată, nu? O apărut ăștia noi. Mă, găsește ceva, scrie acolo ceva, mânc cu sufletul, că ăsta e ungur în ziarul unguresc, ăsta e român în ziarul românesc. Ceva în care nu cumva să vadă lumea, că să înțelege lumea întregul Mureș. Și trebuie să înțelegi un lucru. Încă niciun partid politic din ultimii 26 de ani nu a pus pe masă proiecte exhaustive cum s-au pus în ultimele săptămâni doar. S-a făcut un proiect pe turism. Colegul nostru, Radu Bălaș, a făcut un proiect excelent pe turism. Un oraș gri, izolat, puțin mohorât ca Târgu Mureș, brusc te trezești că poate fi pus pe harta turistică a Transilvaniei în sfârșit. Cu niște concepte și idei absolut unice, exploatând strict bogăția locală, istoria noastră locală, valorile cumulate de-a lungul secolelor. Da, te întreb, de exemplu, un lucru foarte simplu. Știi care a fost orașul unde s-a ars ultima oară în evul mediu vrăjitoare pe rug? La noi. Târgu Mureș. La noi, la Târgu Mureș. Și noi avem, așa cum Transilvania este promovată din bunăvoința unui om din vest, da? Cu Dracula. Noi pe plan local ne putem promova cu aceste mici povestioare care deja aduc un plus imaginii orașului. Îți dai seama. Și în loc să vorbim noi de proiecte... Cât de scandalos ești acum. Tu ceri politicianului român sau maghiar să citească? Tată, tu îți dai seama câtă energie trebuie să aibă neuronul A, să-l găsească pe neuronul B. Și când îl găsește după 24 de ani sau 26 de ani de democrație, să se mai și ciocnească? Nu mai pasă. Asta deja e o chestie penală, să ceri deja chestii de astea de sinapsă? Nu se poate așa ceva. Trăim în România, tată. Nu mai pasă. Am făcut și eu parte, dintr-un partid politic din PPMNT 4 ani de zile. Am cunoscut oameni minunați, s-a format acolo o echipă faină și acolo am încercat oarecum să ne gândim tot în proiecte similare, însă cineva de sus totdeauna ne dădea câte una în creștere. Da? Asta e proiectul, asta e Partidul Național. Eu personal m-am săturat de aceste metehne politicianiste din ultimii 26 de ani. Adică e totul super centralizat, toată lumea îți dă ordine de sus, toată lumea se gândește nici măcar nu pe termen mediu, doar pe termen scurt, în interese de grup, în interese partinice. Ei bine, eu am trei cuvinte cheie în această privință. Trebuie în sfârșit să învățăm și noi să ne gândim în oameni, în proiecte și în comunitate. Și aici e punctul. Corect. Iau un pic de publicitate, că îmi sare ăștia de energie în cap. Ăștia mă urăsc din când în când. Deci de câte ori se face jumătate, ăștia din regie mă urăsc. Că nu dau publicitate. Da, întârziat cu mine. Da.
am revenit. Acum, eu fiind din Mureș, cu bunici în Mureș, cu școală în Mureș și de asta, sincer, eu întotdeauna m-am uitat la Mureș ca, la Târgu Mureș, ca fiind cel mai fain oraș din țară. Adică orașul trandafirilor, mai țin minte cum era, așa pe timpul lui Ceaușescu, mai luai o sana cu o brânză, cu mămăligă. Langoșul din centru. Langoșul din centru. Adică erau câteva repere pe care ți le puteai fixa, inclusiv cultural. Langoș, să știi, ca în Târgu Mureș, acum nu mai găsești în Ardeal, le găsești acolo pe lângă Viena. Ăla umplut, nu pus numai cu răzălău de cașcaval. Pe de altă parte, Mureșul, cred că încă nu și-a revenit din, cum să zic eu, șocul arătării răului. E ca atunci când auzi despre un tip care tocmai și-a alungat nevasta și copiii și auzi de la vecini, merg ăștia reporterii, domnule, cum era? Domnule, era un tip așa de liniștit. Domnule, era pita lui Dumnezeu, dar întotdeauna saluta babele pe stradă. Adică acel Târgu Mureș pe care îl avem noi, care saluta babele pe stradă, dintr-o dată și-a alungat nevasta și copiii, martie 90, i-o bumbăcit, i-o trașușut un ficat, s-o bătut și cu polițiștii, ca să știe lumea cine-i tare în sat, și de atunci mi se pare că nu și-a mai revenit. Am toate neamurile, mama are 10 frați, toate neamurile mele sunt în Mureș. Și acum, dacă mă duc cel puțin cu 2, trebuie să mă sfădesc pe chestii de români și unguri. Și mi-am zis, bă, dar au trecut 26 de ani. S-a dovedit atunci că interesul era... Și mai țin minte că noi vorbeam de acea casetă care, pe care o aveau niște oameni, chiar de la UDMR, în care, cum ar fi asta jandarmeria, se împărțeau, cam așa e poliția, la partea asta se împărțeau bâte ca la români în martie 90 și în partea asta se împărțeau bâte la unguri. De aceeași instituție. Ca să iasă cu scandal și să avem, în sfârșit, un motiv să reînființăm securitatea. Ori încă nu ne-am revenit de chestia asta. Îți dai seama că în 26 de ani, alții ajung pe lună, pe Marte. Și noi încă stăm să ne mâncăm gozul de sub unghii că tu ești român și eu sunt ungur. Și trebuie să ne dăm mâncat. Tocmai din cauza acestor 26 de ani pierduți, trebuie undeva să ieșim din izolarea asta și să facem un pas înainte. Deci faptul că noi am ajuns români, maghiari, avem romi, avem în această echipă, mai mult de atât, sunt oameni care la rândul lor au făcut și ei parte din diferite partide politice. Și nu conta apartenența politică, nu conta apartenența etnică. S-a coagulat, s-a format un grup care tocmai că a început să se gândească în aceste proiecte care să încerce să ofere oamenilor o perspectivă în sensul că se poate și altfel. Da? Și trebuie făcut undeva un pas înainte. Noi, din acest punct de vedere, avem încă foarte mult de lucrat și nu știu dacă o să ajungă generația noastră ca să... Da, mă, dai păcat. Eu am văzut acum apelul vostru la toleranță și în românește și în ungurește. O să rog colegii să dea pe ecran. Zice, lucruri de... Prima dată zici, wow, ce chestie. Și după ați dai seama că de fapt asta ar trebui să fie, ia burtiera, ar trebui să fie un loc comun. Adică, tată, toleranță... Noi avem un paradox. Și... românii care au o problemă cu ungurii sau cred că au o problemă cu ungurii și ungurii care au sau cred că au o problemă cu românii. Adică intoleranța mi-arată inconsistență identitară. Adică exact inversul a ceea ce clamez eu, că eu sunt superior, sau ca să citez politicianul român, mai superior, și a spus ghilimele în mod evident, culturii celelalte. Dar exact asta demonstrez prin intoleranță. Când sunt la piciorul broaștei în cultură. Ori tu să vii într-un oraș. Și aici vorbim de Târgu Mureș, asimilat ca oraș prin excelență culturală. Ai un palat al culturii, numai te uiți, îți faci poză în fața lui și ar trebui deja să fii înțeles ce înseamnă Târgu Mureș. Ai români, ai maghiari, ai moștenire săsească, ai romi și romi care fac performanță, inclusiv în teatru. Comunitatea evreiască. Care ai comunitatea evreiască. Greutate. Bă, noi ar trebui să fim bijuterii, mici bijuterii, într-un context foarte, foarte liniștit, foarte... Eu întotdeauna încerc să regăsesc, când mă duc în vacanță în România, liniștea pe care o regăsesc când mă duc în vacanță în Franța. Adică, nu-i stres. Mă, că acolo brânza e mai nu știu cum, mai acră decât la noi, că la noi laptele e mai gras, nu contează. Dar nu ai stresul ăla cotidian, cultural.
Nu ai stresul ăla că văd o biserică, mă duc să văd nu știu ce biserică să sască și stai cu mine la înduită. Oare este cineva să mă las să intru? Dar oare mai este biserică? Dar oare sunt indicatoare sau mă rătăcesc? Asta nu înțelegem noi. Ori de asta trebuie proiecte, exact cum zice Dan, tată, proiecte fixe, chestii de renaștere culturală. Sună, zici că-s ministrul culturii când zic chestia asta, dar până la urmă asta este. Pe mine mă doare cel mai mult faptul că avem această diversitate ca o bogăție, cum puține o au nu în Europa, ci pe această lume. Și noi nu putem face uz de ea. În loc de asta, trasăm niște linii, albi cu albi, negri cu negri, ori noi în Târgu Mureș, această echipă, am ajuns să fim ca în acel banc cu armata belgiană. Când plutonierul dă ordinul dimineața, flamanzii pe stânga, valonii pe dreapta, alinierea, se despart cele două trupe și în mijloc rămâne un african, un de generația a doua și întreabă bulversat, dar domnule plutonier, îmi cer mii de scuze, belgienii unde să se alinieze? Corect. Cam aici am ajuns și noi. Români și unguri și noi ardeleni ce facem. Exact. Asta e un moment, dar doar gândește puțin că totuși, cum ai spus tu, trăim împreună, da? Istoria aceasta, cum ai spus, de Palatul Culturii. Măi, eu ca român, eu nu pot să mai schimb istoria. Acel centru l-au făcut ungurii, mă. Cu bani de la Budapesta, de exemplu. E adevărat. Bernardi, deci dacă am fi învățat istoria noastră, școală, comunități, fi văzut că, de fapt, primarul Bernardi se bătea și se... Și a fost scandal că firme de la Budapesta nu au câștigat tot contractul să facă ei lucrarea Palatului Culturii, de exemplu. Deci tu, ca român, descoperi istoria acum, la vârsta asta, la maturitate, care te-ai învățat-o în școală niciodată. Și nu mai poți să zici că nu ungurii au făcut centrul orașului așa, pe care noi, ca români, promovăm vederi. Și oricum ne bucurăm cu toții de... Și nu mai putem să schimbăm istoria aceea. Ce putem face? Noi asta spunem. Noi putem face istorie. Și atunci, sociologii, iar așa am căutat, dacă... Uite, că tu zici că e Mureș, da? De ce crezi că Arafat... Eu sunt un anti-arafatian declarat dintotdeauna, în fine. De ce crezi că Arafat n-a plecat de la Cluj cu proiectul lui și a plecat din Târgu Mureș? Te-ai gândit vreodată? Pentru că e o toleranță mai mare. Pentru că, într-adevăr, alături de București, Mureșul este comunitatea, de fapt, singurul județ din România, să zic așa. Bucureștiul a tras din toată țara oamenii, plus străinii care s-au stabilit acolo. Iar Mureșul, noi am manifestul acesta, dacă îl citești, cea mai frumoasă metaforă scrisă de Radu Bălaș, este orașul celor două majorități. Foarte fain. Da, deci asta este realitatea. Aceste două majorități, ce înseamnă de fapt? Înseamnă că mai la est, mai la est în secuime, maghiarii sunt mai mulți ca românii, da? Bun. În Cluj, românii sunt mai mulți ca maghiarii. Mureșul, având aceste majorități apropiate, cel puțin Târgu Mureș, capitala județului, să zic așa, combinat cu, ziceam noi, cu evreii maghiari, cu sașii, cu romii, pentru că tot la încesământ, unde sunt cei mai mulți romi declarați? În Mureș. În Mureș. Că aici se declară romi. Da. Așa, deci noi am reușit să avem această comunitate unică și din cauza aceasta Arafat a plecat la drum, pentru că a fost liber, n-a avut nicio reglementare, n-a trebuit să facă nimeni curs de paramedici și ambulanța veche de 18 ani de la Crucea Roșie Germană a fost adusă în Târgu Mureș de un sas, Târgu Mureșean. Alt evreu, Târgu Mureșean, la fel a ajutat studenții și voluntarii români și maghiari. El este, că a fost voluntar în Smurd. Ei au mers și au spus, noi mergem să salvăm aproapele nostru, alături de un om care nu era din comunitate. No, bun. De ce am ajuns aici? Încă o dată vă spun. Cauza este una singură. Lipsa libertății din legile electorale. Asta este cauza. Altă cauză, ești căsătorit, ai copii, da? Niște puțin, eu dau exemplul ăsta de mulți ani, îl dau constant, pentru că este important să-l avem ca comparativ, exemplu. Dacă la starea civilă, când ne-am căsătorit, ne cereau 25.000 de marturi în 18 vețe, când ne mai căsătoream și formam familii în Ardeal? Da, inclusiv pe invers, la divorț. Dacă divorțam, ne cereau 25.000 de marturi ca să divorțăm. Când mai divorțau? Și doi la mână s-au format aceste familii mixte. El este în genul acesta de om valoros, pentru că cu cât știi mai multe limbi, eu n-am învățat maghiară, deși aveam familie în rece, pentru că nu au știut părinții și n-am... Eu ca antreprenor, ca manager, care vreau să nu fiu forță de muncă doar pentru afară în IT, cum suntem noi. Deci pentru că lucrăm, vorbim de Cluj și acel Silicon Valley, nu știu mai ce, niște povesti Silicon Valley nu mai există, nu o să existe niciodată.
Este un caz unic în lume. Deci asta cine vă provăsește de Silicon Valley este... Da, așa. Ține la subiecte de noi am înlocuit, noi am înlocuit lonul în confecții cu lonul în IT. Și copiii noștri la școală, doamnele profesoare, că tot ai avut o emisiune cu un domn președinte de senat de la Târgu Jiu, domnul Gorun, cu hârtiile. Copiii noștri, deși trăim într-un oraș Cluj, IT, bla, 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 profesoarele la școală trec notele în catalogul de hârtie de mână și fac mediile la final de semestru 1, semestru 2 și media generală de mână. Tu având. De ce? Când avem destui care să facă software pentru piața locală, nu poate să lucreze pentru piața locală, n-ar avea proiecte mari și este nevoie să lucreze pentru piața occidentală. De ce? Pentru că lipsa libertății de asociere... Duce la lipsa de proiecte. Duce la ce? Tu, dacă ai fost la VOV vreodată și am fost la VOV vreodată, să știți, am votat din maxim 5% din cetățenii comunității. Nu cei mai corecți, inovatori. Pentru că ceilalți 95% timp de 20 de ani cel puțin, nu puteam să ne asociem să ieșim în piață. Când tu ai fi ales 5% dintre invitații tăi care au fost în emisiune, analfabeți, fără o minimă inteligență, educație și așa mai departe, cum îți ieșeau emisiunile? Cum se întâmplă politica monopolistă în România? Da, un exemplu este excelent. Un umorist maghiar pe nume Hofi Geza a spus un mare adevăr acum 20 ceva de ani și se poate proiecta asupra democrației noastre originale din ultimii 25 de ani. Că problema majoră este că din politicieni se aleg specialiștii și nu din specialiști politicieni. Și cu asta cred că am dat o diagnoză completă situației. Da, dacă vrei exemple de astea, îl luăm pe Tolstoi, tată, nu? Ca să-l punem un pic în malaxor. De la Almanache până la Gogol, câte vrei. Fără democrație nu se poate trăi. Asta e o prostie, numai fără bani nu se poate trăi. Știi, cam așa am ajuns noi. Nu mai contează democrația, contează să avem niște bănuți, mașina mea să fie mai roșie decât mașina roșie a vecinului meu și casa mea verde să fie mai verde decât casa verde a vecinului meu. Și aici deja, aici se simte lipsa de proiect local, lipsa de proiect local. Vin partidele, aici e o nebunie. Lumea trebuie să înțeleagă. Chestiunea asta trebuie segată. E ca și cum, așa au venit partidele până acum, cu sediul central la București. Inclusiv UDMR are sediul central la București. Ei au venit cu pretenția că știu mai bine ce se întâmplă în Hârlău, în Târgu Mureș, în Cluj, în Sighet, în de-asta, că au ei oamenii lor acolo care. Bă, și când scuturi un pic pe Google de oamenii, afli, ba că-i condamnat pentru delapidare, ba că-i nu știu cum... Adică, ba că-l-o lua DNA-ul pe când să-l votez. Ba că l-au votat în timp ce era încarcerat, cazul de la Turda. Ăla era în pușcărie, arestat, și ăștia votau, tântălă ei cu dai să meargă. Sau ăla care a murit, dar tot a ieșit primar. Adică noi nu avem... Lipsa de proiect local duce și la lipsa de conștiință locală. Nu te mai interesează, nu contează, mă. Și uite-te la ce se votează până acum. De ce votez eu cu Iohannis? Ca să-i dau un gură lui Ponta. De ce votez eu cu Ponta? Mă enervează Iohannis. Noi n-am votat niciodată un partid la care să zicem așa. Mă, are un proiect care cred că îmi folosește mie personal, că sunt antreprenor, că sunt profesor, că sunt strungar. Nici unul. Noi nu avem astfel de partid. Nu, că am fost învățați totdeauna să votăm cu răul mai mic. Da, da, vezi, când mi-ai zis de proiect pentru turism, așa ceva au cei de la Turda. Au un grup T9 care și ei merg pe ce? Pe valorificare de istorie locală, cultură locală și sentimentul ăla de mândrie locală. Du-te în Maastricht, că e un orășel de 11.000 de locuitori. Bă, tratatul de la Maastricht. Schengen nu e o chestie de aia de 4.000, o comună. Da, e tratatul de la Schengen, tată. Acolo... Sabin, voi discutați, tu discuți de efecte, nu? Încă o dată vă zic. Până acum un an de zile, deci nu mai are rost să dai, sincer, exemplele de până acum un an de zile. Este pentru prima dată de când trăim noi, părinții noștri, când într-o comunitate se poate ieși cu proiect. Pentru prima dată de când trăim noi. Deci nu, bun, da, exemplu, tot ce ai văzut este efect al acelor 5% din care am votat și care nu au permis 95% să iasă cu proiectul lor decât dacă mințeau. Da, Dane, și porneau de sus. Crezi că te vor lăsa partidele mari, da, să ajungi la putere atâta vreme cât, deja, atenție, măi, voi sunteți câțiva oameni și deja toată presa e pe voi Sabin, ca să vă... Știi povestea schimbării legii partidelor? Știu de, știi? Cât am urmărit, cât de, la urmărit de la mine. Bun. Unde este unul dintre fondatorii Partidului Pirat din România? Claudiu Mărginean e în Cluj. Da, jurnalist, plecat din Târgu Mureș acum vreo 30 de ani, tot Târgu Mureșean, ca să dăm de istorie, da, Târgu Mureșean. El a venit în mai 2014 la o dezbatere, la o terasă în Târgu Mureș, unde a venit doamna Macovei, care aflase de la niște consilieri din București că este unul Dan Mașca, ce are un studiu comparativ, am făcut studiu comparativ de 140 de pagini, unic în România, prin care să învăț cum fac olandezii, spanioli, ungurii, rușii,
și așa mai departe. Și au zis, vrea să preia proiectul nostru, era pe de listă atunci. Și a fost o dezbatere fără siglă de partid. Claudiu Mageam a venit să mă cunoască, ne știa de pe Facebook și a spus, Dan, noi vrem să facem partidul pirat. Da? Și ne ducem pe calea că mergem la tribunal să înregistrăm partidul. Pentru că studiul ăla spunea, sunt două căi. Unu, să convingem parlamentarii să ne ia proiectul nostru de lege, că am făcut și proiect de lege, mură în gură, numai să-l pună în parlament. Cealaltă cale era să mergi la tribunal și am mers la tribunal. Și a spus, aduce semnăturile, vă rog frumos, dacă, da, săptămâna data viitoare. Când ați venit numai 8 fondatori sau cât au fost 12. Data viitoare a zis, îmi pare rău, nu avem semnături, ăștia suntem, este anticonstituțional, bla, bla. Judecătorul acela avea două variante. Unu, să suspende sau să închidă cazul, dosarul, la revedere, mergeți acasă, sau să suspende registrarea și să ridice excepție. O suspendat, ridicat excepție. În februarie 2015, da, cu singurul ONG din țară care a depus Amicus Curie, se numește, deci poți să ajuți, am fost noi de la Târgu Mureș pentru că proiectul meu l-am mutat pe un ONG numit Asociația pentru Mirs Pertinent, Amper. Da? Cătălin Heiaș, președintele asociației, este unul dintre cofondatorii partidului nostru. Singurul care a mers am fost noi pentru că studiul la comparativ spunea, deși au fost 6 încercări de a merge pe excepție de neconstituționalitate și n-au reușit, ei n-au reușit pentru că nu au tratat problema așa. Mergeți și tratați problema așa. El a preluat studiul acesta. Noi am spus, suntem așa de puțini. Totuși, am fost singurul antreprenor din sute de mii de antreprenori din România care a fost la dezbatere la București pentru a avea libertatea de a se asocia cu Marc, cu tine, cu român, cu maghiar, cu rom și să facem proiectul acasă la noi. Pentru că ce este Ardealul ăsta? Este suma miilor de cătune, sate, comune, orașe, bine guvernate. Dar fără reprezentare. Dar fără reprezentare și atunci, de fapt, nu erau bine guvernate și el n-avea bani să facă proiecte acasă. Noi nu facem IT acasă. Copilul meu, cu tată care conduce o firmă cu 250 de artiști, programatori, avem clienți lideri mondiali afară, copilul meu nu are șansa să primească gratuit un catalog online, l-am dat gratuit școlii. Soluția de arhivare electronică, conform legii, gratuită, am dat-o școlii. De ce nu s-a folosit? Eu plătesc. Tu plătești, dar tu știi ce faci, de fapt. Dublezi munca profesorului respectiv, pentru că el trece pe hârtie în continuare. Ce ar fi ca ai tăi colegi să facă totul pe hârtie și nu pe computer? Deci să facă pe hârtie și după aceea încă o dată trece pe computer. Pe aceiași bani și în același timp. Da? Deci, încă o dată, lipsa libertății a dus la lipsă de inovare, la lipsă de a ne asocia pe proiecte care sunt valabile acum în 2016. Deci, acum îmi spune colega că dacă făcea așa cum zici tu, termina ca mâine doar desfășurătorul pentru emisiune. Ai văzut? Nu aplică treaba aceasta. Noi am avut ieri pe educație dezbaterea. Am avut proiectul pe educație făcut de niște oameni care nu sunt cei mai mari specialiști poate din România. Dar diferența între ei, am cei mai mari specialiști, așa zici specialiști din România și ei, este că democrația înseamnă acțiune. Nu cântecul ăla că vrem o țară ca afară, dar fă-o tu. Înseamnă acțiunea fiecăruia la nivelul la care poate să o facă. Proiectul pe educație conține, inclusiv un exemplu al meu, cât ia ca timp ca un profesor să treacă nota, să facă media, semestru 1, media de mână, semestru 2 și media anuală. Sunt 250.000 de profesori în România. 10 ore per profesor pe an. Sunt 2,5 milioane de ore. De 10 ani avem în orașe și comunități internet de calitate foarte bună. Cu servere, cu hardware ieftin. Cu care ne lăudăm 25, presa mondială. Da, 25 de milioane ore muncă om într-o Românie inutile. Ce-ar fi fost ca 25 de milioane de ore muncă om să fie povești despre fericire? Cum înflorește bujorul? Cum ne renovăm palatul comunității noastre? Cum ne respectăm și din asta, da? De ce e bine să-ți plătești impozitul? De ce e bine să ceri respect pentru munca ta și domnul primar este angajatul tău al cetățeanului și să te duci să-i ceri tot timpul, nu odată la 4 ani. Că noi ce spunem? Noi acum în 2016, noi o să vindem niște proiecte comunității. Nu eu pierd că nu mă alege, eu gândesc la primăria Târgu Mureș, da? Nu eu pierd că nu mă alege comunitatea? Pentru că eu știu cât sunt de bun, etic, ce am făcut. Știu cât de bun este Marpe. Ce tu ai din ce trăi încă da, de, în afacerea pe, dar, ta, el la dar fel. Ce este important pentru noi este că pentru prima dată putem să spunem pentru cei poate 5.000 de târgu mureșeni. Oameni buni, uitați, și așa se poate face educație în comunitate. Noi spunem, nu are rost să finanțăm un concert gratuit din banii artiștilor din Târgu Mureș cu 1.000 de euro, iar ei mor de foame în Târgu Mureș pentru că nu au unde să cânte
Și lumea s-a obișnuit cu concert gratuit și nu mai plătește biletul. Pentru că comunitatea este mai mică, cu atât este mai greu. Sau mai rău, aduci nu știu ce fețe pe care le-ai văzut la București, la tot felul de emisiuni, numai ca să scânte, la playback, trei melodii și dai și și nu investești să crezi, pentru că fără creativitate noi nu facem nimic, fără inovare, fără ca noi să facem softurile noastre. Noi ne lăudăm că am făcut computerul de bord pentru nu știu ce mare firmă. Dar nu este crede noi în comunitate. Nu exportăm noi. Ne-au apăsat pe butoane și atâta. Atâta. Deci până când noi nu devenim noi acasă, nu că se face un startup la Cluj sau la București și l-a mutat la Londra investitorul. Nu! Deci dacă noi nu facem să rămână sediu central și să zică, Marc, băi, vine austriacul la mine, vizită că aici e sediu, aici conduc eu cu echipa mea. Noi cu aici... Și inova de mine. Așa este. Bine, noi nu investim niciodată nici în cercetare, nici în educație, parcă suntem nebuni. Trebuie să gătăm, dar hai să facem o semi-premisiune, că acum nu știu cât aveți voi agendele. Hai să ne vedem într-o săptămână, două, și să vorbim pe studiile alea, pentru că e esențial ca lumea să înțeleagă că are dreptul la aspirații locale, la atitudini locale și la soluții pentru problemele locale. Și are lumea asta și dreptul la reprezentare locală. Că presupun că și tu, și tu, și eu, și încă 200 de milioane de oameni din planeta asta s-au cam săturat să zică cineva de la un centru, nu știu de care, băieți, am găsit, ăsta e butonul cu ăsta de filați. Mulțumim tare mult! Iar în seara aia din regie în cap, asta este. Începe weekendul. Ce să vă zic eu? Catolicilor, Paște fericit! Nouă, să merem laudat pe lângă catolici. Aici tu ai cuvântul, că tu mi-ai zis că tu ești de toate! Ardelean, pur sânge autentic. Boldocușe, tot froe o stărnanale. Corect. Doamne ajută! Să ne vedem cu bine și să, dacă nu putem să rezolvăm, măcar să-i alungăm pe aia care ne dezrezolvă. V-am pupat!